Roman, capitolul 8, versetul 3, aș vrea să citim și ceea ce nu aveți, să ascultați cu toată atenția, pentru că urmează să citim ceva sacru, ceva special, cel mai important cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi. Roman, capitolul 8, începem cu versetul 1. Acum, dar, nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Car nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a condamnat păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, că ar trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina necăinirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morți, dintre cei morți, locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, și ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este atât de serios. Amin. Este atât de frumos. Este atât de adevărat și atât de profund. Cuvântul Tău este dătător de viață. Te rugăm și în această seară, mai dă-ne odată viața Ta. Amin. Mai dă-ne din viața Ta. Mai dă-ne, Doamne, cu putere viața Ta. Pentru că vrem, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să ne călăuzească, care să ne controleze și care să ne sfințească. Vorbește-ne tuturora și iartă-ne pe fiecare dintre noi. Prin puterea sângelui Tău și prin stropirea cu sângele Tău, mai curățește-ne odată. Și fie-ți milă de noi și dă-ne hrana prin Duhul Tău cel Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Vă rog să ocupați locul. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Amin! Știi ce înseamnă aleluia? Aleluia, asta înseamnă. Asta pentru cei ce nu sunteți suficient de bine informați. Aleluia înseamnă lăudați pe Domnul. Slăviți pe Domnul. Asta înseamnă aleluia. Când mă auziți pe mine și pe alții spunând aleluia, asta înseamnă aleluia. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Cu ani de zile în urmă, cu vreo 200 de ani, 150 de ani, într-o biserică americană, încă pe vremea stăpânilor și a sclavilor, era un sclav foarte carismatic într-o biserică foarte baptistă. Și sclavul ăsta tare îl iubea pe Dumnezeu. Și ori de câte ori predicatorul spunea ceva mai extaziat, el, aleluia! 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 Și
și el era credincios, era, mergeau la aceeași biserică, i-a spus, uite ce zice. Tu deja spui prea mult aleluia. Ia, mai liniștește-te și să nu mai spui aleluia, că dacă mai spui aleluia, nu-ți mai dau supă. Îi plăcea acestui sclav negru supă foarte mult, anume supă. Și Jim s-a gândit și a zis, bine, stăpâne, îmi place atât de mult supă, încât de mult la aleluia. Și duminica următoare iar s-a dus la biserică și pastorul iarăși a predicat în forță și ăsta și-a adus aminte de supă. Ia să zic aleluia și a spus, bă, mai bine cu supă decât cu aleluia. Și la un moment dat, predicatul iarăși a predicat bine și la un moment dat se scoală și spune, supă-ne, supă-ne, aleluia! Așa că, fraților, noi suntem aici carismatici. Noi suntem carismatici și noi spunem aleluia, noi spunem aleluia. Știți, există o ciudățenie în lumea pocăiților. Știți că sunt mulți pocăiți ciudați. Doamne, îndură-te de ei. Știți, pentecostalii în general spun aleluia, baptiștii spun slavă Domnului. Acum, e același lucru. E același lucru, știți? Ori aleluia, ori slavă Domnului, sau lăudați pe Domnul, este cam același lucru, așa că dacă spuneți slavă Domnului și lăudați pe Domnul, nu greșiți. Dacă spuneți aleluia, nu greșiți. Dacă spuneți amin și vorbește Doamne, iarăși nu greșiți. Doamne, însă dă-ne călăuzirea Ta tuturor. Amin. Săptămâna aceasta sunt cu citirea Bibliei în cartea profetului Ieremia. Ieremia este un profet al lacrimilor. Ieremia este unul dintre marii profeți ai lui Dumnezeu, unul dintre marii proroci ai lui Dumnezeu. El a trăit într-o vreme de depresie spirituală în Israel. Pe vremea lui, poporul a fost dus în cei 70 de ani de robie și a fost dislocat poporul lui Dumnezeu din Israel, din Canaan, și dus și împrăștiat în multe țări din zona cunoscută a lumii, dus și în Babilon și în alte zone. A fost un profet care a trebuit să vestească cuvântul lui Dumnezeu și când Ieremia a predicat cuvântul, pentru că mâna lui Dumnezeu a venit cu putere asupra lui Ieremia, Dumnezeu a spus, vorbește exact ceea ce spun eu și a avut niște cuvinte foarte aspre împotriva poporului lui Dumnezeu. El a fost un profet al lacrimilor, așa este cunoscut în Scriptură. Ei, săptămâna aceasta însă, fiind în cartea lui, o carte care atunci când o citești, te înfiori, te încânți, ești înfiorat, ești încântat, dar mai ales înfiorat. Am găsit două versete care mi-au atras atenția și aici aș vrea să rămânem în această seară câteva minute, pentru aproximativ câteva minute. Primul verset se găsește în Ieremia la capitolul 9, versetul 14, Ieremia 9, versetul 14. Dar trebuie să citim și 13. Și auziți cuvântul lui Dumnezeu prin Ieremia pentru poporul lui Dumnezeu. Ieremia 9, versetul 13. Acum s-ar putea să citiți niște versete care nu le-ați citit în viața dumneavoastră, baptiștilor. Ieremia 9, 13 cu 14. Domnul zice, Domnul zice, pentru că au părăsit legea mea, se referă la poporul Israel, pentru că au părăsit legea mea pe care le-o pusesem înainte, pentru că n-au ascultat glasul meu și nu l-au urmat, și au umblat după plecările inimilor și au mers după Baali, cum i-au învățat părinților, de aceea așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Și continuă Dumnezeu cu niște amenințări. Aplecările inimilor. Aici aș vrea să rămânem câteva minute în această seară. Una dintre acuzele pe care Dumnezeu le-a adus poporului său este că au început să umble după aplecările inimii lor. Și mai există formă și aș vrea să mergem la capitolul 23, versetele 17 și 18. Dar în mod deosebit, versetul 17 spune așa.
Ei spun celor ce mă nesocotesc, proroci falși. Ei, proroci ăștia falși, spun celor ce mă nesocotesc, Domnul a zis, veți avea pace. Și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimilor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui și cine l-a auzit? A doua oară în cartea Ieremia apare expresia aplecările inimilor lor. Inimilor. Am citit versetele acestea din Noul Testament în care ni se vorbește despre călăuzirea Duhului. Și vorbim, am citit versetele acestea din Ieremia care vorbesc despre aplecările inimii. Acum aș vrea și vă rog să vă subliniați versetele acestea două din Ieremia 9 cu 14 și 23 cu 17 pentru că sunt niște versete foarte importante. De când ne naștem Domnul și până când murim există ispita chiar după ce ne pocăim să trăim după aplecările inimii. Aș vrea să învățăm în această seară și ispita aceasta este la mine, este la el, este la el, este la ea, la ea, la ea, la ea, la ea, la ea, la ea și la el. Ispita aceasta este la fiecare dintre noi. De aici, de la von, până acolo, în spate, la cameramanul nostru. Ne naștem cu dorința de a trăi după plecările inimii noastre și murim până înainte de moarte. Ispita aceasta ne paște pe fiecare dintre noi. La o conferință pe care o țineam o rabin, rabinul acesta a făcut o afirmație foarte importantă și a zis așa. Fiecare om trebuie să se pocăiască cu 24 de ore înainte de moarte. Fiecare om trebuie să se pocăiască cu 24 de ore înainte de moarte. Și de sală s-a ridicat un mână. Și a spus, am înțeles că trebuie să ne pocăim cu 24 de ore înainte de moarte, dar când vor fi cele 24 de ore? Și rabinul, cu seriozitate, a spus, tocmai din cauza aceasta, pentru că nu știm, trebuie să ne pocăim de acum. Amen. Domnilor, fraților, știți ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă să nu mai trăiești după plecările inimii tale. Și pocăință și creștinism autentic înseamnă să trăim după călăuzirea Duhului. Amin. Nu după plecările inimii. Acum, iată câteva adevăruri pe care mi le-am notat despre plecările inimii. Niște adevăruri foarte simple. Plecările inimii omului nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Să nu uitați asta. Oricât de mult îi place inimii mele să se aplece în stânga, dreapta, înainte, înapoi, în șmecherii. Inimii îi place să se aplece acolo unde îi place ei să se aplece. Însă aplecările inimii nu sunt absolut deloc plăcute lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că există tot în Ieremia, la capitolul 17, un alt verset foarte important pe care eu l-am subliniat în Biblia mea. Bine, eu am mai multe Biblii, însă asta nu e Biblia mea de studiu, dar totuși este subliniată și în Biblia aceasta din care, cu care mă duc la Anton. Ieremia 17 cu 9. Există aici un verset teribil de serios. Și vă rog să vi-l subliniați și versetul acesta dacă nu l-a subliniat cumva. Ieremia 17 cu 9. Auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre inimă. Cuvinte solemne. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduiderea. Cine poate să o punească? Bandita. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduiderea. Asta se referă la o inimă nerăstignită. Asta este inima nerăstignită. Este nespus de înșelătoare. Deznădăjduiderea. Dar inima răstignită? E altfel. Amin. Amin. Acum, aplecările inimii sunt plăcute firii pământești.
Aplecările inimii sunt plăcute firii pământești, dar au niște consecințe foarte grave. Sunt câteva persoane aici în această seară care încă trăiesc după aplecările inimii. Vreau să vă spun foarte serios în numele Lui Dumnezeu. Dacă vei continua să trăiești după aplecările inimii tale, după cheful inimii tale, dacă vei continua să trăiești după pofta inimii tale, fii atent, consecințele sunt teribil de grave. Auziți ce s-a întâmplat în Ieremia, capitolul 9, versetul 14, zice, au umblat după aplecările inimilor lor. N-au ascultat de glasul meu, zice Domnul. N-au ascultat și nu l-au urmat, ci au umblat după aplecările inimilor. Și auziți ce au făcut? Când nu asculți de glasul lui Dumnezeu și umbli după aplecările inimii tale, după instinctele inimii tale, după poftele inimii tale, după dorințele inimii tale nerăstignite, au zis ce au făcut evrei. Au mers după Baal. Cum i-au învățat părinților? De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel. Iată, fii atent. Consecința aplecării, când trăiești după aplecările inimii tale și când trăiești după aplecările, iată, te voi, iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin. Și voi da să bea, îi voi da să bea ape otrăvite. Îi voi risipi printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor și vor trimite sabia în urma lor, voi trimite sabia în urma lor până îi vor nimici. Acum, am fost foarte atent la fiecare cuvânt pe care l-a rostit Flavia. Flavia, fiecare cuvânt care l-ai spus, l-am urmărit cu toată atenția. Când Dumnezeu i-a împrăștiat pe ăștia prin toată lumea civilizată din vremea aceea, și când au ajuns robi în Babilon, n-au găsit biserica. N-au găsit. Când oamenii ăștia au umblat după aplecarea inimii lor și n-au ascultat de glasul lui Dumnezeu, așa cum există tendința în fiecare dintre noi să n-ascultăm de glasul lui Dumnezeu, ci să ascultăm de glasul inimii noastre, și au fost trimiși în surghiuni, au fost luați în surghiuni, în robii au fost trimiși. N-au găsit o biserică în Berlin. Nu erau zeci de biserici sau sute de biserici în Babilon. Nu era niciuna. Era numai vai și distrugere. Cuvântul pe care l-am citit din Romani în această seară ne spune câteva chestiuni foarte importante. Și aș vrea să mai mergem încă o dată acolo. Și auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Zice, dacă trăiți după îndemnurile firii, după aplecările inimii, deci Pavel, veți muri. Veți muri. Și ce înseamnă să trăiești după aplecările inimii, să trăiești după îndemnul firii pământești, a cărnii? Și carnea asta este o bandită și jumătate. Știi ce înseamnă să trăiești după aplecările inimii? Să faci ceea ce spune ție rațiunea ta. Să te conduci după rațiunea ta. După plăcerea ta. Când evreii au hotărât să-și ducă viața și să trăiască după plecarea inimilor, Dumnezeu i-a trimis în robie. Ce înseamnă când trăim după plecarea inimii noastre, devenim robi? Nu trebuie să mai vină Nebucadnețar să te ducă. Și nu trebuie să mai vină Cir să te ducă rob în Babilon sau aiurea. Pentru că există astăzi o robie mult mai subtilă decât a existat în vremea aceea. Am primit pe internet un articol care mi s-a părut foarte interesant. Libertatea de a fi sclav. Mi s-a părut interesant titlul articolului. Libertatea de a fi sclav. Se referea sclavul lui Dumnezeu. Libertatea de a fi sclavul lui Iisus Hristos. Și ce înseamnă să trăiești după îndemnul inimii? Este libertatea de a deveni propriul tău sclav. Al cărnii tale.
Și există oameni care sunt sclavi alcoolului. Există alții care sunt sclavi sexului. Există alții care sunt sclavi pornografiei. A păcatelor ascunse. Pentru că sunt sclavii propriilor sclavi. Și nu trebuie să vină Nebucadnețar și Cir să te facă sclav. Și nu mai trebuie să vină Ceaușescu sau un Putin sau eu știu cine să te facă sclavul Rusiei. Sau nu trebuie să mai vină naziștii și să te facă sclavilor. Nu. Pentru că există o sclavie mult mai periculoasă decât asta fizică. Este vorba de sclavia spirituală. Să trăiești după aplecările inimii tale. Adică să faci ce ai tu chef. Și să nu faci ceea ce spune Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești după aplecările inimii tale. Știți ce înseamnă mântuire? Și ce înseamnă pocăință? Și ce înseamnă creștinism? Și asta se aplică la toți. Și la ortodoxi, și la baptiști, și la pentecostali, și la carismatici, și la oricine. Creștinism autentic înseamnă să nu mai trăiesc după demnurile firii, adică după aplecările inimii. Ce înseamnă să trăiesc după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu. Pentru că vă atrag atenția, mie și dumneavoastră, fraților, îmi predic mie întâi și formă dumneavoastră. Zice Apostolul Pavel atât de clar, așa, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Acum, firea vine și te ispitește, știi, aplecările inimii sunt atât de dragi cărnii și trupului și plăcerilor. Însă vine Apostolul Pavel și spune, așadar, fraților, nu, noi nu mai datorăm nimic firii cărnii, a plecării inimii, ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar, dacă veți trăi prin Duhul, veți face să moară faptele trupului și veți trăi. Amin. Amin. Să vă spun o chestiune interesantă. Nu-i ușor să fii pocăit. Hai să vă dau vestea bună. Dar este foarte posibil. Dar e posibil. Se poate. Nu-i ușor. Și zice, în momentul când suntem născuți din nou, vine în noi Duhul Sfânt. Amin. Amin. Și atunci începe lupta. Firea pământească, aplecările inimii, tot acolo sunt. Firea nu moare când vine Duhul. Și atunci începe lupta. Știi? Firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Însă să dau vestea bună. Cel atotputernic e Duhul Sfânt. Amin. Din cauza asta, putem fi pocăiți. Iar poți fi pocăită. Pot fi pocăit. A trăit după plecările inimii este atât de plăcut. Dar este atât de periculos. Atât de plăcut. Dar atât de periculos. Știți? Când sunt soț, nu mai pot trăi, când sunt soț pocăit, nu mai pot trăi după plecările inimii mele. Eu am harul și privilegiul să trăiesc condus de Duhul Sfânt. Din cauza aceasta, Apostolul Pavel spune în Galaten o chestiune foarte importantă, în Galaten, la capitolul 5, și vreau să citesc, zice așa, versetul 16, 5 cu 16. Zic, dar umblați conduși, cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Amin. Fiți atenți. Vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Și când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, vom încerca să ne scuzăm. Doamne, diavolul, putare, putare, putare. Și Dumnezeu o să-ți rupească. Și o să spună și de ce ți-am dat Duhul Sfânt. Tocmai ca să nu mai trăiești după îndemnurile diavolului și nici ale firii tale. Din cauza aceasta am primit Duhul Sfânt, fraților. Și Duhul Sfânt este acela care îmi dă putere să fiu pocăit. Amin. Ispite vor veni. Și înainte de pocăință, și după botez, și după pocăință, și în pocăință, ispite vor veni la fiecare dintre noi. Oricât de sfânt ești, ispite vor veni. Am auzit de un sihastru din ăsta care a trăit în vârful unui stâlp. Pe un stâlp, în vârful lui, 27 de ani. Și zice, ca să-și răstignească firea pământească. Și după 27 de ani de stat în vârful stâlpului. Și acolo îi ridicau ăștia mâncare, un pic așa, și să bea, știu.
și era considerat un sfânt, după 27 de ani. A scris Ihastru și după ce am stat 27 de ani pe vârful stâlpului, am început să mă uit de sus în jos și să spun, uite, eu am putut, ăștia nu pot. Am aici ispita mândriei la el. Și tot ceea ce a construit în 27 de ani și s-a chinuit dintr-o dată, a pierdut. Să vă dau vestea bună. Unora nu le place pocăința. Știți cui nu îi place pocăința? Celor ce nu au Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine, îți place cuvântul. Amin. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine, îți place să vii la casa Domnului. Amin. Amin. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine, îți place și rugăciunea. Amin. Alo, amin. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine, îți place și cântarea. Amin. Și nu mai poți. Și uite, ăsta, el asta toată seara, toată seara, acolo, numai rugăciune și cântare. Aleluia. Când îți place Duhul, când îți place rugăciunea, fraților, când îți place cuvântul, când îți place Scriptura, Duhul lui Dumnezeu este aici. Când trăiești însă după plecările inimii, nu-ți mai place nici pocăința, nu-ți mai place nici de mine, când trăiești după plecările inimii, nu-ți mai place nici de ea, nici de el, nu-ți mai place de biserică. Când trăiești după plecările inimii, nu-ți mai iubești nici soțul, nici soția, nu-ți mai place nici ea, nu-ți place ea. Astea sunt plecările inimii. Că inima, ați auzit ce a spus Ieremia în 17:9, că inima este deznădăjduirea, nespus de înșelătoare. Știți, când avem probleme cu pocăința, când inima e nerăstignită. Și când sunt probleme în familie, când te iei după plecările inimii, atunci sunt probleme în familie. Când te iei după plecările inimii, apar probleme în familie cu tonele, cu kilogramele. Și nu mai scapi ele. Sau scapi doar în momentul când hotărăști să nu mai trăiești după plecările inimii, ci în momentul când hotărăști să trăiești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Eu vreau să ne oprim aici, să avem încă un moment de rugăciune. Și închei și vă spun așa. Dacă vei hotărâi să trăiești în continuare după plecările inimii, așteaptă-te la robie. Așteaptă-te la vice. Așteaptă-te la rău. Așteaptă-te la pedeapsă. Așteaptă-te la amar. Zice, pentru că ați trăit după plecările inimii, zice, vă voi hrăni cu perlin. Aia era o substanță amară. O floare amară, o iarbă amară. O să vă hrănesc cu otrăvuri. Da? După plecările inimii, vă faceți cel mai mare rău. Fraților, surorilor, soților, părinților, copii. Domnul ne pune înainte moartea și viața. Domnul ne pune înainte în această seară a plecările inimii, să trăiești după el, să nu te pocăiești, să nu te botezi, să nu-ți placă cuvântul, să nu te sfințești, ci să trăiești după plecările inimii, să nu asculți de sol, să nu-ți iubești soția, să... știi? Astea sunt a plecările inimii care vor aduce în viața ta pe lin. Adică rău. Când însă trăim după plecările Duhului, când însă trăim după călăuzirea Duhului, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, este foarte specific și este o binecuvântare. Și zice așa, dacă Hristos este în voi, și citeți versetul 9 din Roman 8, zice așa Scriptura, umblarea după lucrurile firii pământești, după plecările inimii, este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și când începem să umblăm după lucrurile Duhului Sfânt, după lucrurile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă viață, dar nu orice viață, viață cu pace. Amin. Și că poți să trăiești, dar dacă ai viață fără pace, dacă ai viață cu robie, mai bine nu mai ai. Când însă hotărâm să trăim după plecările Duhului Sfânt, călăuziți și cârmuiți, conduși de Duhul Sfânt, zice, umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și să mai spun ceva. Și bani. Că Dumnezeu dă și bonus pe deasupra. Să știți. El îți dă viață, îți dă pace și îți dă și bani. Slăviți să fie Domnul. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Știi? După aplecările inimii.
căci ea nu se supune, firea pământească, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, deci, cei ce sunt pământăși nu pot să placă lui Dumnezeu. Când trăim după plecările inimii, nu putem să placem lui Dumnezeu, nu numai atât, dar devenim vrăjmași cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te-a ignorat, știi? A, trăiesc după plecările inimii și lui Dumnezeu nu-i place de mine, who cares? Și cui pasă că nu-i place lui Dumnezeu de mine? Dumnezeu mă ignoră. Dar fiți atenți, că nu-i chiar atât de simplă treaba. Când trăiesc după plecările inimii, spune Scriptura că asta este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Când trăim după plecările inimii și suntem din poporul lui Dumnezeu, ne facem vrășmași cu Dumnezeu. Când trăim însă după plecările Duhului și cârmuiți de Duhul, devenim prieteni lui Dumnezeu și devenim plăcuți lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne dă viață, ne dă pace, ne dă vindecare și ne dă bucurie. Slavă lui Dumnezeu! Amin.